Bun găsit, dragii mei, suntem la un nou interviu WOW și avem de data aceasta un invitat cu adevărat special, este un specialist în hipnoză și este vicepreședintele Asociației Europene de Hipnoză. Bine ai venit, Andrei Voicu, la noi astăzi! Sărmână, bine v-am găsit, mai puțin special, sunt doar Andrei Voicu. Tu ești foarte modest, dar eu, din fericire, pentru mine te cunosc, am lucrat împreună, da? Și știu exact cam ce ai reușit tu să faci din niște cazuri diverse care ajungeau la tine și ce rezultate spectaculoase ai avut în câteva ședințe doar, așa încât crede-mă că îți spun pe drept că e special. Mulțumesc, Sara. Andrei, vorbim despre hipnoză. Foarte multă lume asociază hipnoza cu, nu știu, cu ceva științifico-fantastic, cu legende, cu mituri. Ori hipnoza e cât se poate de bine așezată pe baze științifice, nu? Ce Evident. E hipnoza, hipnoza și cum ne poate ajuta ea? Hipnoza este doar o comunicare la nivel subconștient. Așa cum este mintea conștientă, care este statică, analitică și rece, este și mintea subconștientă, unde găsim emoțiile noastre, imaginația noastră și credințele noastre. Într-adevăr, au fost filme, sunt demonstrații, sunt spectacole de hipnoză, inclusiv eu am făcut câteva astfel de lucruri și tot ceea ce am realizat, tot ceea ce am făcut a fost 100% real. Și spun și de ce, dacă intrăm puțin pe partea de show și de spectacol, o persoană din 10 este extrem de sugestibilă, îi pot schimba instantaneu realitatea. Dacă vorbim de terapie, acolo lucrurile sunt mult mai serioase. Asta nu înseamnă că pe scenă sau la televizor nu au fost serioase, pentru că nu te poți juca cu mintea omului să-l lași cu probleme. E foarte important ce sugestii dai, nu? Evident, da. Și dacă ne referim la spectacol, e bine că atunci, după ce se termină acel spectacol de hipnoză sau demonstrații, acele sugestii să fie eliminate din mintea subiectului. Lumea trebuie să știe că ceea ce face Andrei Voicu este 100% real, adică nu s-a întâmplat niciodată ca un subiect să pretindă că este în stare de hipnoză. Ceea ce face el este absolut autentic și demonstrațiile acestea de hipnoză, nu știu, de scenă sau cum să le spunem, de nu hipnoză. Fac decât de hipnoză, da, să vă arate voi, să ne arate nouă cât de puternică este hipnoza și cât de mult ne poate ajuta ea în diverse, nu știu, situații pe care le depășim cu toții. Și Andrei, spune-mi tu, te rog, ce persoană se pot adresa unui hipnotist, unui specialist în hipnoză. Dacă vorbim strict de cabinet, acele persoane care au câteva probleme. Astăzi, hai să le enumerăm. Depresia, anxietatea, atacurile de panică, adicțiile, fobiile, tot ce poate crea mintea noastră, despre asta este vorba. Interesant este că noi, cei care ne ocupăm cu hipnoză, ajungem la cauză și rezolvăm acea situație. Pentru că pacientul singur nu ar putea. Nu, întotdeauna avem nevoie de un îndrumător. Atunci când nu putem clarifica situația, da? Când nu putem ajunge noi la un rezultat, avem nevoie exact ca și cum te ducem la un psiholog. Exact, pentru că cauza de multe ori este așa de adânc în subconștient, încât noi nu avem acces pe mintea conștientă la cauză. Despre asta este vorba, accesăm mintea subconștientă, unde găsim acel bagaj care venim din copilărie până în prezent. Și orice traumă care este ascunsă acolo. Gândește-te că fiecare moment din viața noastră, încă din pântecele mamei, este arhivat acolo, fiecare clip este arhivat acolo ca într-un hard de calculator, da? Orice emoție, orice zgomot, orice sunet pe care l-au auzit, orice am trăit vreodată, aducem cu acest bagaj, venim cu acest bagaj în spate. Da. Și acest bagaj, chiar dacă noi nu ne-l amintim pe cale conștientă, el există și continuă să ne influențeze. Sigur, și de multe ori sunt comportamente destructive, autodestructive, cum ar fi consum de droguri, de alcool. Oamenii vor să pună capăt, dar nu știu cum că nu pot. Ei, da, în momentul că în care vine la tine. Scuză-mă, pentru că, de ce nu pot? Pentru că vorbeam de acea voință, cred că puțin mai devreme, nu știu dacă vorbeam cu tine de voință, sunt amnezic de fel. Acea voință se află la nivelul minții conștientă și gândește-te că această voință e un maratonist care pleacă de la start către finish, dar pe măsură ce aleargă, el obosește, da? Și există cu siguranță nu vom mai ajunge la finish. Tocmai din acest motiv accesăm mintea subconștientă, unde, de fapt, gândește-te că noi suntem conduși peste 90% de mintea noastră subconștientă. Orice decizie majoră o luăm în această viață, știu, o luăm la nivel subconștient, emoțional. Faptul sigur că nu conștientizăm acest lucru e cu totul altceva. Da. Ai făcut și un site, da? Da, andreivoicu.ro. Săptămâna viitoare voi da drumul la o platformă strict pe relaxare, probabil că o să și vedem, voi face ceva astăzi cu colegul vostru. Strict pe relaxare, atât la nivel mental cât și fizic. Nu știu, întreabă-mă. Eu zic așa, hipnoza este interesantă în prima fază pentru că e ceva senzațional și lumea e atrasă și este foarte utilă pentru fiecare din noi, pentru că cu toți avem probleme. Asta nu le numim probleme, sunt doar situații. Numim,
doar situații pe care nu reușim să le, cărora nu reușim să le facem față singuri. Ei, și atunci un specialist în hipnoză ne poate ajuta mult mai mult decât ne putem noi imagina. Și eu cred că o ședință de hipnoză face cât foarte multe ședințe de psihoterapie clasice. Probabil că da. Ca și rezultat, nu? Probabil că da. Ajungem subconștient direct într-o ședință de psihoterapie. Despre asta este vorba. Da. Așa cum vă spuneam, mai devreme, hipnoza este doar o comunicare la nivel subconștient, ca și cum vă spune voi să nu vă gândiți la un elefant roz. Cu siguranță. Toată lumea se gândește la elefantul roz. A creat această imagine, da? Da, da. Deci, asta este hipnoza, este doar o comunicare. Acum depinde cum o folosim, dacă vorbim în stil de cabinet pe partea terapeutică. Folosim pe partea terapeutică sau cum făceam spectacole sau show-uri pe partea de show și de spectacol. De asta am și ieșit în urmă câțiva ani de zile, pentru că din punctul meu de vedere, cred că nimeni nu a ajuns la acest nivel încât să-ți poți asuma să mergi într-o emisiune în direct și să hipnotizezi oameni. Da? Cu siguranță sunt multe persoane, probabil mult mai bune decât mine, doar că n-au ieșit public, atât și nimic mai mult. Într-adevăr, hipnoza există și ăsta a fost motivul pentru a promova hipnoza. Unde te pot găsi cei care se uită la noi în acest moment? Cum pot ajunge la tine? Pe andreivecu.ro, pe site-ul andreivecu.ro sau în București, pe Popa Savu, numărul 44. Sau la noi în emisiune, într-o ediție următoare. Eu aș zice așa, să-l invităm pe colegul nostru, care, dragii mei, este producătorul emisiunii, deci îl voi ruga foarte mult pe Andrei să nu ne-l strice, dar să ne-l dea înapoi așa cum mi l-am dat. Alex, îți mulțumim, că ne ajuți. Tu ești producătorul? Da. Nu știu cum să stau. Stau mai departe, stau mai aproape, stau mai... Păi nu se întâmplă absolut nimic. Ce înseamnă pentru tine hipnoză? Ce crezi că înseamnă hipnoză? O stare de relaxare. Așa. Care medităm și ne eliberăm creierul de orice fel de... Mintea de acele gânduri, exact, nu? Da. Așa, ce este? Este un microfon, nu? Da. Ok, vreți să-l pui aici, te rog, puțin. Inspira acum, adânc închide ochii și dă-ți voie să te relaxezi. Moale și relaxat. Mai moale, mai relaxat, mai greu. Dându-ți voie să rămâi focusat la fiecare expirație și la fiecare sunet al vocii mele. Orice zgomot pe care îl auzi, inclusiv sunetul vocii mele, nu va face decât să te relaxeze. Începând din creștetul capului până în vârful degetelor, de la picioare, prin fiecare mușchi, fiecare fibră, fiecare celul din corpul tău. Într-un moment am să-ți ofer câteva clipe de liniște în care doresc să rămâi focusat doar pe expirație, dându-ți voie cu fiecare expirație, cu fiecare zgomot pe care îl auzi, să triplezi starea de relaxare ca intensitate, la nivel mental, lăsând acele gânduri să se șteargă din mintea ta, iar la nivel fizic, și cum te adâncești în această canapea, într-o stare de bine, de liniște și pace. Iar aceste momente de liniște încep chiar acum. Bun, ce am făcut? L-am relaxat. Da? El în momentul acesta este focusat pe expirație, da? Și pe fiecare zgomot pe care îl aude. El nu face decât să se relaxeze în această clipă. Și practic zgomotele pe care le aude potențează starea lui de relaxare. Evident, nu face decât să amplifice, dar la un moment dat îi voi spune să deschidă ochii și ne va explica. Dacă îi dai o sugestie. Nu aș vrea să facem show și spectacol. Puțin, nu mare. Cât să vedem dacă... Hai să vedem. Și pe urmă vom vorbi și de gradul de sugestibilitate al fiecărui om. Sigur. Da? Într-un moment voi număra de la 1 la 3. La numărul 3 doresc să deschizi ochii. De câte ori vei vedea pe Diana, vei râde ca și cum ai vedea o super comedie. Te amuzi atât de mult încât acesta este unicul tău scop cu fiecare expirație, cu fiecare zgomot pe care îl auzi. Nu mă gândise chiar la asta. Și 2 și 3 poți deschide ochii. Atenție, Diana, el nu este un om de show, de spectacol, nu este atât de sugestibil. Într-adevăr, sunt conștient, mă bufnește un pic râsul acum. Așa, e impulsul totuși la înseamnă, da, nu? Da. Aș vrea să-i spui ceea ce ai simțit mai devreme. M-a relaxat total. Alex? Da, Alex. Okay. M-a relaxat total, așa cum ai spus tu, adică încercam să... Noi acum suntem într-o redacție destul de mare și se mai aud zgomot. Încerc să mă focusez strict pe ce îmi spui tu, doar pe vocea ta. Okay. Și am reușit lucrul ăsta. Adică îmi bătea inima mai tare când am intrat aici, acum sunt mai relaxat. Nu mai am. Înseamnă că trăiești. Da. Bun, ce se întâmplă? Sunt persoane care sunt extrem de sugestibile. Cu acele persoane se lucrează atunci când făceam spectacole, îi invitam din public către testări și persoane mai puțin sugestibile. Asta nu înseamnă că există om să nu poată fi hipnotizat. Ba da, toți putem fi hipnotizați fără să conștientizăm în viața noastră de zi cu zi. Dar în spectacole, omul trebuie să fie extrem de sugestibil. Îi poți schimba realitatea în câteva secunde, despre asta este vorba. Nu e problemă, e sugestie, nu ne supărăm.
Și în același timp ar trebui să fie și carismatică. De fapt, el face show și spectacolul, da? Nu? Nu-i așa, Alex? Cum? Da, așa e. Ce? Stai că n-am înțeles, ce? Cum? Și de-a lungi te relaxezi prin fiecare mușchi, fiecare fibră, fiecare celulă din corpul tău, ca și cum acesta este unicul tău scop. Într-un moment, voi număra de la 1 la 3, la numărul 3 doresc să deschizi ochii, reveni la starea inițială, dându-ți voie să te simți ca și cum ai fi dormit 12 ore, revigorat și plin de viață. Orice sugestie ți-am dat-o până acum 2 minute este complet eliminată din mintea ta. 1, 2, 2 jumate, 9 și 3. Poți deschide ochii cu zâmbă de pe buze. Ce faci, domnule? Acum sunt mult mai bine. Și eu sunt la fel. Sunt, într-adevăr, aveam nevoie de odihnă mai dar mult. Dar trebuie fiecare zi dimineața Andrei să treacă pe la noi. Serios, nu? Ne dă așa? Serios, toată lumea lucrează da. Veselie toată ziua. Mai ales dacă dorm între 3-4 ore pe noapte, mi-ar prinde foarte bine. Cum? Dacă dorm 3-4 ore pe noapte. Stai că n-am înțeles. Să continuăm, Diana. Rămâi focusat pe expirație și pe sunetul vocinal. Triplând starea de relaxare cu fiecare sunet al vocii mele. Într-un moment voi număra de la 1 la 3, la numărul te doresc să deschizi ochii, revigorat și plin de viață. 1 și 2 și 3, sus, deschid ochii. Ce faci, Alex? Și mai bine. Nu cred și așa mai relaxat. Ceva. Și mai cu chef de muncă și cu chef de viață. Da? Minunat. Andrei, avem nevoie cu toții de tine. Azi lucrez 12 ore. Așa. Bun, lucrurile se întâmplă. Despre asta este vorba. Când vorbim despre hipnoză. Cum vă spuneam și mai devreme, ea nu a fost promovată în România, nu știu motivele. Din această cauză am ieșit public. Lumea trebuie să știe, lumea trebuie să vadă ca să înțeleagă. Mai mult decât atât. Mi-aduce aminte de ultimul curs pe care l-am avut. Predau hipnoză în februarie și în octombrie, de două ori pe an la Marriott în București. Și chiar acum urmează să predau 25-28, inclusiv un nou curs de hipnoză. Și mi-a adus aminte de un tip care a venit la curs din București. El a venit să plătească niște bani pe acest curs în condițiile în care a zis că nu e adevărat ceea ce a văzut cu mine la televizor. Și el 4 zile a stat hipnotizat. Da? Cam... E posibil? Cum? E posibil? Ce? Să stai hipnotizat? 4 zile. E posibil și mai mult. Depinde acum de sugestia pe care o primești. Știi? Despre asta este vorba. Tu te consideri acum hipnotizat? Nu. Nu. Okay. Nu, acum nu. În momentul ăsta nu. Dar ești sigur? Nu-ți mai fac nimic, ok. Nu știu ce să mai cred. Bun, asta este hipnoza. De fapt, hipnoza este cel mai puternic instrument de a manipula, chiar dacă sună urât, mintea unui om. Da? De fapt, hipnoza este manipulare atât și nimic mai mult. Așa cum mintea ne minte pe noi, nu facem și noi, și mă refer strict în mintea terapie. Mintea conștientă ne minte. Da? Da. Nu facem decât să o mințim și noi. Andrei, mulțumim foarte mult. Eu aș propune așa emisiuni mai dese cu tine și cu Alex, că văd că Alex începe să-și intre în rol foarte bine, pentru ca lumea să vadă exact ce faci tu, ce putem obține prin hipnoză și uite de ce nu să ne și distrăm puțin. Cu mare drag și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și lui Andrei și vă așteptăm săptămâna viitoare la un nou interviu. Wow!